Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare o să descoperim principalele avantaje și dezavantaje în raport cu instituțiile financiare nebancare. Pentru început, haideți să descoperim principalele avantaje pe care ni le propune un IFN, adică o instituție financiară nebancară. Condiții de acordare a creditelor sunt mai ușor de îndeplinit, respectiv ratele la credit pot fi plătite mai des, ceea ce presupune o lejeritate în achitarea lor. Principalele două dezavantaje sunt următoarele. Rata dobânzii este foarte mare, iar sumele ce pot fi împrumutate sunt mai mici în comparație cu cele de la bănci. Să trecem acum la societățile de asigurare. O sumă mult mai mică plătită ca poliță de asigurare comparativ cu mărimea daunelor provocate, economiile făcute de asigurat din veniturile familiei, includerea în contract a unor riscuri suplimentare, sunt trei avantaje majore. Și iată și două dezavantaje majore. Dacă riscul nu se produce, sumele achitate nu se returnează, respectiv, numărul de riscuri acoperite de primă poate fi mai mic dacă avem neșansa să se producă exact acel risc. Societățile de intermediere financiară propun două avantaje. Posibilitatea obținerii de randamente mai mari decât la depozite, respectiv că poți vinde foarte ușor titlurile de valoare deținute. Iată și principalele două dezavantaje. Volatilitatea, adică valoarea investiției, poate varia destul de mult în timp, respectiv faptul că presupune cunoștințe de educație financiară de nivel mediu. Acestea fiind spuse, vă doresc mult succes și vă spun la revedere!